Mulțumesc. Șaptesprezece, votul pentru. Mulțumesc. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al municipiului Timișoara la 31 decembrie 2023. Nu văd să fie luat de cuvânt. Deschid procedura de vot. Mulțumesc, vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2024. Nu sunt luat de cuvânt. Deschid procedura de vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Timișoara, strada N de Cocea, numărul 23, înscris în CF numărul 424665 Timișoara, către Parohia Ortodoxă Română Timișoara, Cearda Roșie. Aș specifica că acesta este un proiect de 18 voturi. Nu văd să fie luat de cuvânt. Deschid procedura de vot. Putem închide, mulțumesc. La 17 voturi pentru. Proiectul a căzut. Este cineva care nu a votat? Da. Doamna Astana? Da. Doamna președinte, îmi cer scuze, am încercat, sunt pe telefon, am încercat să spun că mi-a intrat în pol și nu regăseam polul, nu am putut vota, îmi pare foarte rău, dacă putem relua, vă rog. Da, sigur. Căutam polul. Da, colegii de la tehnic, putem relua votul pentru proiectul numărul 3? Vei fi sancționat, Răzvan, n-ai votat proiectul. Îmi cer mii de scuze, dar voi fi sancționat dacă credeți-mă că n-am reușit la timp să găsesc acel pol. Da, îl preiau acum. Vă rog. Mulțumesc. Încă o dată scuze. Am scăpat. Am reușit de data asta. Se pare bun. Mulțumesc. Puțin cu plăcere. Bine, putem închide, mulțumesc. 18 voturi pentru. Mulțumesc, 4. Aș vrea să specific faptul că și acesta este un proiect tot de 18 voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a imobilului teren înscris în CF 456081 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Barum Tehnic SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan pentru drum. Dacă nu sunt luat de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc, putem închide. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor și rectificare suprafață pentru imobilele identificate cu număr cadastral 456269 Timișoara, înscrise în CF 427418 Timișoara, număr cadastral 456236 Timișoara cu CF 413039 Timișoara, număr cadastral 456241 Timișoara, CF 410391 Timișoara, număr cadastral 456253 Timișoara, înscris în CF 410391 Timișoara, cadastral 456
6-2-6-2 Timișoara, cu CF 4-1-2-2-5-6, Timișoara număr cadastral 4-5-6-3-0-1, Timișoara cu CF 4-1-2-2-5-6 Timișoara, cadastral 4-5-6-2-3-5 Timișoara, înscris în CF număr 4-1-2-2-5-6 Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc, putem închide. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alocare, numere cadastrale noi și rectificare suprafață pentru străzile municipiului Timișoara, zona Cunți. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a imobilului teren înscris în CF 456387 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Warehouses Depau, România SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum. Nu văd să fie lor de cuvânt. Deschid procedura de vot și aș face o mențiune că și acesta este un proiect tot de 18 voturi. Mulțumesc. Colegii de la tehnic, vă rog să ne spuneți și rezultatul 19 votului. voturi. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a unor mijloace fixe, respectiv corpuri de iluminat, în vederea casării acestora. Deschid procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și rezultatul votului. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 932, din 19 ianuarie 2010, cu mijloace fixe, reprezentând racorturi, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare și transmiterea spre administrare și exploatare către operatorul regional Aquatim SA. Nu văd să fie lor de cuvânt. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și rezultatul votului. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții al operatorului regional al serviciilor de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare Aquatim SA din surse proprii pentru anul 2024. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Putem închide. 20 de voturi pentru. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA. Nu văd să fie lor de cuvânt. Vă rog să deschidem votul. Putem închide procedura de vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la data de 31 decembrie 2023. Vă rog să deschidem procedura de vot.
Mulțumesc. 20 de voturi pentru. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind indexarea curată a inflației a valorilor impozabile, impozitelor și pensiilor pentru anul fiscal 2025. Vreau doar, doamna președinte, să menționez că este indexarea prevăzută în codul fiscal. Nu știu de fapt de ce mai trebuie un HCL, dar așa trebuie, dar e o cerință legală, deci doar îndeplinim ceea ce ne cere legea. Nu este, după cum toată lumea știe, o decizie de oportunitate de a stabili taxele și impozitele pentru anul viitor. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2024 a sumei de 1.250.000 de lei către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara. Nu sunt luat de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc, putem închide. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș pentru anul 2024. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc, putem închide. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de membru a Asociației Eurocities pentru anul 2023. Vă rog să deschidem procedura de vot. 19.19 voturi pentru. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor categorii de lucrări de reparații și întreținere de mică anvergură și de importanță mare, în scopul sporirii siguranței circulației, în baza autorizațiilor de construire, cu posibilitatea executării lucrărilor aferente în cadrul contractelor de mentenanță încheiate la nivelul municipiului Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Putem închide. 17 voturi pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, a anexei numărul 4, HCL numărul 368 din 26 iulie 2022, privind coeficienții de ierarhizare a posturilor din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. Nu pot să fie luat de cuvânt. Deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Putem închide. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 19. Plângerea prealabilă numărul MTM 2024-012534 din 13 martie 2024 a doamnei Guzganu Maria împotriva HCL 650 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Badea, cărța numărul 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Vă rog să deschidem procedura de vot.
Mulțumesc. 7 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. 20. Plângere prealabilă, numărul MTM 2024-014009 din 21 martie 2024 a Cabinetului de Avocatură Baris Cristian împotriva HCL 691 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 300% începând cu 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Ștefan cel Mare, numărul 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Deschid procedura de vot. Mulțumesc. 2 voturi pentru și 13 voturi împotrivă. Mulțumesc. 21. Plângere prealabilă cu MTM 2024-014617 din 26 martie 2024 a Asociației de Proprietari Bulevardul 3 August 1919, numărul 6, împotriva HCL, numărul 637 din 2023, privind majorarea cu 300% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Bulevardul 3 August 1919, numărul 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijite. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 2 voturi pentru și 15 voturi împotrivă. 22, adresa numărul MTM 2024-014182 din 11 martie 2024 a domnului Bocșan Vasile Mircea privind situația parcărilor de pe strada Banatul din Timișoara. Deschid procedura de vot. Adresa nu o luăm la cunoștință, doar. Exact, Da, aia vreau să zic și eu. E doar o adresă, nu votăm exact. la adresă. Dar am votat-o și pe asta, domnul Tabără, să fim siguri. Să ia la cunoștință, doamne. Ok, bine, mulțumesc. 23, raportul de activitate MTM 2024-014280 din 25 martie 2024 a domnului Gonzales Garrido Jorge, consilier local USR, pentru perioada 1 ianuarie 2023-decembrie 2023. Luăm doar Mulțumesc. la cunoștință. La cunoștință, da? Și trecem la cele 5 proiecte de pe anexă. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022 din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat. Văd că sunt lor de cuvânt. Domnul Radu Țoancă? Da, domnul primar, întrebare, dacă ne puteți spune care este cuantumul sumei restante de la bugetul local pe care îl datorăm Coltermului de anul trecut. Pentru că și anul trecut am votat o sumă pentru pierderile tehnologice și am înțeles că nu s-au onorat în proporție de 100% suma. Deci dacă ne puteți spune care este suma respectivă și cât dăm acum, dacă această sumă acoperă acele certificate. Cam înțeles că încă nu se știe, încă nu s-au calculat la milimetru, dar că este o sumă consistentă pe care o dăm și cu ce restanță să mai rămâne vis-a-vis de Colterm. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Noi vorbim acum de pierderile încă din 2022. Deci nu pentru anul trecut, încă nu s-a făcut bilanțul energetic de anul trecut. Deci suma pe care o aprobăm astăzi încă este din suma din 2022 și aștept acum de la colegi să-mi spună exact cât a mai rămas, dar oricum e din restul din 2022. Și acum știți foarte bine că obligația certificatelor este la Colterm.
Pot însă să vă spun că a căzut prețul certificatelor și a început Coltermul deja să cumpere certificate. Eu mă aștept ca cu această sumă ei să poată să închidă aceste achiziții, dar bineînțeles că asta este încă o dată o responsabilitate de a lor. Deci revin imediat cu restul de sumă, dar încă o dată, din câte știu, Colterm a cumpărat certificate sau a început deja să cumpere certificate și bineînțeles că va continua în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd să mai fie lor de cuvânt. Deschid procedura de vot. Cred că putem închide. Mulțumesc! 18 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc! 2 proiecte de hotărâre. Numai un pic, revin cu... Deci se pare că mai sunt încă 20 de milioane ar mai fi rest rămas din 2022. Da, mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc. Mulțumim. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor privind execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public. Domnul Radu Țoancă, ați rămas cu da. Mâna sus? Nu, o întrebare. Domnul primar, care este urgența acestui material în condițiile în care noi l-am primit la... cu 16 minute, exact cu 16 minute înainte de plen, nu am avut timp să-l consultăm. Dacă este cineva de la tehnic care ne poate explica în ce fel se schimbă regulile jocului în ceea ce privește lucrările edilitare pe domeniul public și dacă nu este cineva, v-aș ruga să-l retrage și să-l revotăm săptămâna viitoare să înțelegem complexitatea acestui material. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc mult. Îl rog pe domnul viceprimar să vă răspundă. Pe scurt, sunt foarte, foarte multe lucrări edilitare care se fac acum cu începerea primăverii și noi schimbăm, de fapt, cerințele pe care le avem pentru refacerea la asfaltului și spațiilor verzi, unde introducem reguli mult mai dure decât le-am avut până acum, pentru că, după cum știți, sunt foarte multe firme private de gaz, de electricitate, care sparg în tot orașul și nu refac așa cum ar trebui și apoi ne certăm cu ei în instanță, dar îl rog pe domnul Lațcău să mai detalieze. Bun, dar noi ar fi trebuit să primim materialul în comisii sau măcar să-l fi primit domnul primar bine. Vă domnul consilier, intervenția noastră referă la actele prin care modificăm regulamentul cu privire la spargeri? Da. Nu, întrebarea mea nu viza conținutul acelui material, pentru că, recunosc, nu am avut timp să-l consult. Viza, e o nedumerire. De ce un material de o asemenea complexitate și cu un asemenea impact în viața noastră de zi cu zi și a locuitorilor Timișoarei ne-a parvenit cu un sfert de oră înainte de plen? Pentru că e un material important. Domnul consilier, impactul nu este unul direct pentru cetățean, mai degrabă pentru firmele care lucrează pe domeniul public. Impactul pentru cetățean este mai degrabă unul pozitiv, în sensul în care ai cu siguranță, nu vă avem contrazic. Foarte multe lucrări de apă și apă, canal și termoficare. Am schimbat în ultimii 3 ani și jumătate aproximativ 65 de kilometri de conducte în Timișoara. Mai avem în plan pentru următorii ani undeva la peste 100 de kilometri de conducte de termoficare și de apă canal care să fie înlocuite. În felul ăsta se ajunge la un punct în care marea parte a rețelei de termoficare și de apă canal să fie retehnologizată. Iar în sensul ăsta am avut de-a lungul timpului multe meciuri, clinciuri, neînțelegeri cu firmele care fac refacere după locuirea țevilor, în sensul în care noi dorim să-i obligăm să facă refacerea întreaga bandă de circulație, în cazul în care vorbim de un drum cu mai multe benzi de circulație, sau din bordură în bordură, în cazul în care vorbim de o stradă îngustă. În felul ăsta să mai evităm situațiile în care, de fapt, intervenția este punctuală, foarte limitată. În mod evident, asta nu asigură refacerea consistentă a fundației și după care vedem aceste căderi sau vedem aceste cârpieli la suprafață unde
De fapt, asfaltul nu este bine sigilat, se infiltrează apa și într-un sezon, două, drumul se distruge în zonele astea. Ăsta este obiectivul, iar impactul va fi doar unul în proiectele viitoare pe care atât noi cât și Aquatimul le vom derula, în așa fel încât în coiectele de sarcini și în contracte să fie trecute aceste obligații și noi la rândul nostru să putem să avem o pârghie prin care să impunem într-un cadru legal firmelor să facă aceste refaceri. Bun, Nu domnul primar, este... întrebare tehnică, să nu vă uitați, Da. care vine în completarea ceea ce a spus. Nu Dacă un implică cetățean. branșamente, de exemplu. Da, la branșamente, Nu aici era implică întrebarea. branșamente. De exemplu, asta, dacă faceți branșament la casă, nu vă puneți să vă refaceți tot trotuarul. Nu implică branșamentul. Se referă exclusiv la lucrări edilitare Da, publice și de da, anvergură? da, Bun, da, bun, da. mulțumesc. Vine cu niște reguli și de refacere acolo unde sunt avarii sau alte lucruri de genul ăsta, dar nu va crea costuri suplimentare pentru cetățenii care se branșează la apă, canal sau la Asta am celelalte vrut să utilități știu, pentru că publice. firmele care se ocupă cu așa ceva, vă dați seama că ar fi basculat nota de plată în buzunarul beneficiarilor, adică În mod asociațiilor de evident, în mod proprietari evident. sau. Dar problema Bun. mare pe care o avem nu o avem din cauza branșamentelor, pentru că acolo se lucrează în general pe trotuare, unde nu avem încărcare foarte mare. Problema principală o avem pe străzi, unde se fac intervenții și unde dacă strat fundația de sub drum nu e bine refăcută, într-un an, doi, vedem că cade, cedează strada și avem nevoie să intervenim din nou. Și deja avem primele zone în care după 2 ani vedem că în curând va fi nevoie să reintervenim și atunci vrem să venim cu acest regulament ca să eliminăm posibilitatea acestor companii să se ascundă în spatele faptului că nu există un cadru legal care să le oblige să refacă toată banda sau toată trama stradală. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Deschidem procedura de vot. Putem închide, mulțumesc. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 3 proiecte de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru PT plus DETAC, execuție și amplasare toalete publice automate cu autocurățare în parcul civic și PT plus DETAC, execuție amplasare toalete publice automate cu autocurățare parcul Lidia către Societatea Horticultura SA în temeiul articolului 31 din legea 98 din 2016. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mă închide, mulțumesc. 17 voturi pentru și 3 abțineri. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, strada Ocico Terezea Even, pe o perioadă de 5 ani către Organizația Centrală a Familiilor Colping din România, la valoarea chiriei stabilită în baza raportului de evaluare numărul 59423 din 17 ianuarie 2024. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. 19 voturi pentru și o abținere. 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 128 din 15 iunie 2001, încheiat cu SC Snack Bar Artist SRL. Deschid procedura de vot. Mulțumesc, vă rog să ne spuneți și rezultatul. 20 de voturi pentru. Mulțumesc. Bun, cu acestea fiind spuse, declar ședința închisă și vă doresc o zi frumoasă. La revedere.